Le-a surâs succesul. Fetele de la Clubul Real Succes din Chișinău sunt noile deținătoare ale Cupei Moldovei la fotbal feminin. În finala de la Vadul Ivodă, jucătoarele antrenate de Victor Greapca s-au impus în fața echipei Belceanca din Bălți. Școala sportivă numărul 11 Real Succes Chișinău a cucerit Cupa Moldovei la fotbal feminin. În finală, echipa condusă de Victor Greapca s-a impus cu scorul de 3-1 în fața formației Belceanca Bălți. Maria Șoimu a fost eroina meciului, marcând toate cele 3 goluri ale învingătoarelor, în timp ce pentru fetele de la Bălți a înscris Sivolobova. Trofeul a fost înmânat de vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal, Dragoș Hâncu.